Deși majoritatea dintre noi ne dorim să slăbim, există și persoane care vor să se îngrașe și nu reușesc. Iată câteva trucuri rapide și eficiente pentru a te îngrașa sănătos. Evident, ca și în cazul slăbitului, trebuie să urmezi sfaturi sănătoase care să te ajute să te îngrași uniform fără a-ți dezechilibra organismul. Deși pare mai simplu să te îngrași, nu este valabil pentru cei care sunt de felul lor foarte slabi. Aceste persoane au un metabolism foarte accentuat, ceea ce îi împiedică să se îngrașe rapid. Vrei să te îngrași în șapte zile, atunci trebuie să știi că nu este chiar atât de greu, mai ales dacă ai o doză bună de ambiție și faci mici schimbări în obiceiurile culinare și în stilul de viață. Să te te îngrași pur și simplu nu este greu deloc. Este suficient să mănânci produse de fast food, produse de patiserie și alte alimente bogate în grăsimi saturate și zahăr. Dacă la acestea adaugi lipsa mișcării, cu siguranță te îngrași, însă nu aceasta este soluția, deoarece toate aceste obiceiuri duc la o îngrușare nesănătoasă. Pe tine te interesează să te îngrași prin mărirea masei musculare, iar acest rezultat nu se poate obține decât dacă dormi suficient în fiecare seară, mărești numărul caloriilor sănătoase și faci exerciții. и физите Pentru a te îngrășa, trebuie să mărești aportul caloric prin consumul unor alimente care, pe lângă calorii, îți furnizează și cantități importante de substanțe nutritive, în special proteine și carbohidrați complexi. Între mese principale, generoase și două-trei gustări pentru a putea suplimenta aportul de calorii. Dar ce ar trebui să faci pentru o îngrășare sănătoasă? Micul dejun ar trebui să conțină un bol mare de cereale integrale și lapte integral, un pahar de suc de fructe și o banană mare. La prânz, cartofi, orez brun sau fasole, pâine din făină integrală cu tofu, fructe, oleaginoase, migdale, nuci alune, iar la desert un măr cu unt de arahide. Cine ar trebui să conțină piure de cartofi cu margarină, fasole verde și brocoli, la abur și sos de brânză? iar ca gustare, o mână de fructe oleaginoase, un shake proteic sau un smoothie. Acest meniu este unul orientativ, dar poți adăuga și o porție de carne slabă la masă sau ouă la micul dejun pentru a te îngrășa sănătos. Exercițiile fizice pentru mărirea masei musculare sunt cu adevărat utile atunci când vrei să te îngrași sănătos. Genuflexiunile în notul și gimnastica sunt doar câteva exemple de sporturi care favorizează mărirea și definirea masei musculare. Apa nu te îngrașă în mod direct, dar influențează influențează îngrășarea, deoarece favorizează absorpția substanțelor nutritive în organism și deci contribuie pozitiv la hrănirea mușchilor. Pe lângă un consum optim de apă, este indicat să consum și alte băuturi sănătoase care conțin calorii bune. Este vorba despre lapte, sucuri proaspete de fructe, shake-uri proteice și smoothie-uri, relatează ele.ro.